Salut, prieteni! Haideți să vă arăt 3 metode simple prin care puteți să puneți muzică prin auxiliar la E60. Eu la E60 încă n-am schimbat nimic, adică am CCC-ul original, care arată cam așa. Acelea mai noi sunt cicuri. Numai că am aici auxiliar. Deci am ieșirea asta, mufa asta de ieșire, aux. Am zis că o să las CCC-ul până cade. După aia o să pun una din aia cu Android și nu mai e nevoie de auxiliar, dar ca idee să vă arăt ce soluție puteți să aveți pentru muzică. Prima metodă ar fi să vă luați un dispozitiv din ăsta special. Deci ăsta este un dispozitiv USB și are și integrat jack, ca să puteți să-l băgați direct acolo. Adică sistemul ăsta așa va fi, băgați mufa jack în aux și ăsta la un încărcător, la orice aveți voi prin mașină. Așa. Acum când punem contactul, conectați telefonul la Bluetooth și dați muzică direct după telefon. Asta este o metodă. Mi se pare ok, adică nu ocupăm un loc, doar să-l aveți pe ăsta băgat. Cum a spus contactul, el pornește. Și de pe telefon puteți să puneți muzică. Dar haideți să vă mai arăt o altă metodă dacă nu vreți să folosiți telefonul, adică să nu țineți telefonul pentru muzică. Scoatem de aici tot. Deci asta este o metodă. Și a doua metodă care mi se pare destul de utilă, că nu mai folosim telefonul, este un MP3 player. Se găsesc din astea cu 8 GB, 6 GB memorie, bateria ține o grămadă, dar oricum au și cablu, deci puteți să-l conectați și să stea tot timpul la încărcat. Dar e mișto că ați văzut la drum lung, tot timpul pasagerul din dreapta e DJ-ul în mașină, adică e mișto că el poate să stea cu ăsta, schimbă melodiile și tot așa, dacă vreți să păstrați acel CCC din fabrică. Deci ăsta se conectează foarte ușor, are doar cablu jack, care la fel ca celălalt intre la auxiliar aici. Ia să bag eu, să facem o probă. Și tot la fel, îi bag și mufa la încărcat ca să aibă tot timpul baterie. Bateria ține 8-10 ore, dar tot timpul putem să-l ținem full, că avem la încărcat asta. Și la asta mai e mișto că o dată ce punem contactul la mașină și primește curent, pornește singur, are timer care tot la fel se oprește singur după jumătate de oră, oră sau cât îl puneți voi, deci nu vă bateți capul cu el cum ar veni. Ăsta l-are acolo pasagerul din dreapta și doar o face pe DJ-ul. Și de aici avem și folderele, aranjăm muzica cum vrem noi. Vedeți că, uite, chiar mă sună finul, deci merge și Bluetooth-ul. Da. Deci ați văzut, funcționează și Bluetooth-ul la mașină. Adică n-are legătură cu asta. S-aude destul de ok, adică s-aude cum s-aude și Bluetooth-ul ăsta. E în funcție și de ce aparat luați. Dacă vreți să audă mai tare, contează mult aparatul, cât semnal dă. Dar s-aude destul. Adică e o variantă destul de bună, zic eu. Și a treia metodă ar fi să băgați mufa jack direct la telefon. Adică pentru asta nu mai aveți nevoie de absolut nimic. Scoatem tot de aici. Deci pentru asta avem nevoie doar de un cablu jack. Asta o știe toată lumea, metoda asta. Luați un cablu, conectați la telefon și puneți direct muzică de pe telefon. Dar în felul ăsta aveți telefonul blocat, consumați baterie și tot așa. V-am spus, pe viitor o să schimbăm acolo în bord, dar să lăsăm să strige. Deci până nu se strică, lăsăm așa. Și o să ne conectăm direct la mașină, cum ar veni prin Bluetooth și aia e. Aia ar fi cea mai ok variantă, să puneți o navigație cu Android ceva. Dar e bine că avem aux-ul ăsta aici, deci putem să ne folosim de el ca să punem muzică. Și asta e ok, dar tot timpul trebuie să ne conectăm la Bluetooth, iar ne deconectăm, iar ne conectăm. Oricum, între asta și aia cu MP3 player-ul. Alea două variante sunt ok de pus muzică ca idee. Prieteni, cu video asta am vrut să vă dau câteva idei cum puteți să puneți muzică la aux. Vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!